moldoveni șoferi de cursă lungă trăiesc un adevărat calvar de mai bine de 3 luni. Ei au ajuns să locuiască în camioane, să se spele în stradă și să mănânce din ce le oferă străinii, fiind blocați la frontiera dintre Turcia și Kurdistanul irachian. Bărbații s-au pomenit în această situație pentru că firma pentru care transportau cisterne cu alcool în Irak nu ar avea în regulă toate actele de livrare a mărfii. Povestea acestora a devenit cunoscută după ce familiile lor au apelat la ajutorul presei. Contactați de noi, reprezentanții Ministerului de Externe ne-au declarat că sunt la curent cu acest caz și că le oferă șoferilor servicii consulare, fără să dea însă și mai multe detalii. Cei 3 bărbați blocați la intrarea în Kurdistanul irachian sunt originari din Utea, Găgăuzia. Leonid Doicov, unul dintre ei, spune că în 10 ani de muncă în calitate de șofer de curse lungi s-au întâmplat de toate, dar e prima dată când se confruntă cu așa ceva. Bărbatul a declarat pentru presa din regiunea Găgăuză că sunt aproape 4 luni de când curzii nu le permit să treacă hotarul. Nu putem să ne alimentăm adecvat, dormim în fiecare zi în cabina, iar vara mâncăm doar o singură dată pe zi. Noi suntem zi de zi mințiți, deși avem actele la mână că putem face retur, însă nu ne lasă să plecăm de aici. Aici șeful frontierei poate să pună o ștampilă în 5 minute și să ne întoarcă pe partea Turciei, dar ei nu vor. În cabina mașinii avem o astfel de bucătărie, apă, pâine și altele. Aici dormim, aici trăim. Iată dușul nostru. Punem canistrele cu apă pe scări și așa ne scăldăm. Leonid Doicov a remarcat faptul că firma pentru care lucrează a semnat un contract de livrare a 3 cisterne de alcool din Moldova în Irak. La 15 iunie, el și colegii săi au ajuns la punctul de trecere a frontierei Ibrahim Khalil, dar de acolo camioanele nu s-au urnit din loc. Potrivit bărbatului, de vină pentru cele întâmplate se face o companie americană care a comandat marfa și care, deși are un reprezentant vamal pe teritoriul Irakului, nu face niciun efort de una singură sau împreună cu reprezentanții companiei expeditive pentru a rezolva problema. Mai mult decât atât, el crede că un alt element important în toată povestea ar fi lipsa unor acte de import a lotului pe care îl transportă. Brokerul, șeful vămii, poate să ne pună nou acest permis, semnătură pentru retur. Iată, el ne tot promite asta deja de 104 zile, că mâine sau 2, 3, 5 zile, nu știu cât asta mai poate dura. Vom întâlni aici revelionul, apoi iarăși va veni vara. Reprezentanții autonomiei găgăuze spun că sunt încă căutarea soluțiilor și cer repatrierea cetățenilor moldoveni. Despre acest caz am aflat recent, așa că imediat am trimis o solicitare către partea diplomatică și suntem alarmați de tot ce se petrece. Contactați de TV6, responsabili de la Ministerul de Externe ne-au spus că știu despre problemă încă de la finele lunii septembrie. Instituția a stabilit legătura cu ei pentru a le fi acordată asistența consulară, fără însă a menționa cum anume pot fi ajutați concetățenii noștri.